Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the box programul care îți spune miturile la încercare, prejudecățile și, dacă vreți, chiar lucrurile în care crezi cu adevărat. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi așa cum credem noi? Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Loran Balint, expert în marketing. Salutare! Salut, Cătălin! Și acest program, atenție, este făcut cu date de la Data Intelligence Unit, de la Publicis Group și o să vedeți cât de folositoare sunt datele astea. Atunci când vorbim despre naționala de fotbal, naționala de fotbal a României te-ai bucurat mult de victorii. Ai lucrat și tu, să spunem asta, că ești unul dintre oamenii care a lucrat la victoria asta. n-aș zice chiar așa. Okay. Și de câțiva ani de zile sunt apropiat de național, dar nici pe departe. Da. Ai lucrat este... măcar la stadion, deci ai fost am în seara fost meciului Am fost da. o jumătate de oră înainte de da. meciul. Da. Aha, deci ai și pulsul. Deci ești unul dintre cei mai bucuroși. Ești în echipa câștigătoare. România, România. Da. Ui, 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 ui. Ai fost seară la stadion? Am fost seară, am fost tot anul, da. am fost în ultimii ani, am fost și în pandemie. Mie, când am fost printre fericiții care aveam voie pe stadion, că eram cu niște activări. Aha. Deci, da, ultimii ani n-am ratat meciurile de acasă. Cum vezi victoria asta, calificarea asta? Foarte tare. Este o, o victorie, este o calificare de care avem nevoie și care uh, ne ridică moralul. A fost senzațională ieri atmosfera la, la stadion, mi îmi place să stau printre oameni, nu pe asta în loje sau zona VIP, eu stau printre oameni, mă plimb cu ei, mă duc, iau de pe bulevard și intru cu ei ascultându-le conversațiile și pot să zic că la ultimele meciuri erau o apăsare foarte, foarte, foarte mare. E, ieri a fost senzația, adică oamenii erau cu pe zâmbetul pe buze, erau relaxați, nu se stresau la poartă, nu era supărare, deci a fost foarte, o atmosferă foarte faină care vine așa dintr-o împlinire și o bucurie. Iar victoria de aseară a întregit tot pachetul, adică a fost... A fost minunat. Da. da. A, și acum să ne uităm ce înseamnă victoria asta cu ajutorul datelor. Da. Păi, uh, victoria de aseară este deja un pas important în a adresa o provocare din ultimele zile. Foarte, foarte, foarte mulți oameni și online și offline, băi, să nu ne facem de râs la campionatul european. Marea grijă este, bă, ok, da, ne-am calificat, dar să nu ne facem... Opa, dintr-o dată am putut Elveția ieri. Am jucat de la egal la egal cu una dintre echipele bune ale uh, uh, lumii. Uh, dar eu tot timpul am zâmbit auzind asta, pentru că bă, ce înseamnă să ne facem de râs la un campionat european? Pentru că am uităm un pic la Să-i să niște date eu, da. de, din istorie păi și ce ar fi tragic? Pentru că în istoria ei, naționala României, are o singură victorie la campionatul european. O singură victorie. O singură victorie? O singură dată. În 2000 am bătut Anglia cu 3 la 2, în rest înfrângeri și niște egaluri. Aha. Atunci ce poți să te faci de râs? Adică punctul de pornire pe care avem, stacheta e șezată foarte jos la campionatul european. Adică stacheta este să ne calificăm. Ne-am calificat. Acum, să ne facem de râs, uh, uh, Cică Hagi nu are nicio victorie la campionatul european. Cică Hagi nu are nicio victorie? Nu, n-a fost pe teren la meciul cu uh, ah, Anglia da. uh, și atunci te uiți și zici, super jucător, super carieră, super tot, generația de aur. Și, de fapt, nicio victorie acolo. Hm. Deci nu putem să ne facem de râs. Uh, Decât dacă vrem noi să ne facem trebuie să e. facem bășcălie și să facem uh, miștouri și să pregătim și nu stăm rău la capitolul ăsta. Dar calificarea asta este extraordinar de importantă pentru că uh, uh, ieri la stadion au fost peste 30 de jurnaliști elvețieni. Peste 30 de jurnaliști elvețieni veniți în România, care au scris despre România, care au vorbit despre România, care au văzut uh, România. Uh, e fabulos. Uh, deci avem dintr-o dată vizibilitate uh, mare, iar mergând la campionatul european, cel puțin Trei țări din Europa ne vor analiza la sânge. După ce se va trage la sort, va fi grupa și va fi cine-i România, cum este România, ce se întâmplă cu România. Hai să vedem... Uh... Bun, fotbal, dar dincolo de fotbal, pentru că trebuie să crezi conținut șase luni de acum încolo până în uh, iunie. Adică se va scrie despre țara noastră în diverse formule. Se exact. vor face reportaje, exact. vor veni echipe de televiziune, se vor umple spații în ziare, vor fi cunoscute personalități din România uh -huh. uh, și chiar credințele, miturile noastre, comportamentul nostru și așa mai departe. Și suntem la un turneu final. Acum hai să ne uităm un pic, uh, China, uh, China. Da. În urmă cu deci prin 2014 a ieșit președintele Chinei Xi Jinping și a zis băi, fotbalul este atât de important la nivel mondial încât China trebuie să fie acolo, trebuie să fim între cei mai buni și mai multe până în 2050 să câștigăm un campionat mondial. Și a venit cu un plan în 50 de puncte clar, mamă ce o să facem, ce o să dregem, ce minune, băgăm miliarde de uh, dolari, relansăm uh, fotbalul chinez. Partea interesantă este ok, nu prea le iese, nu știm dacă o să le iasă având sistemul pe care îl au ei în spate, dar de ce a făcut asta? De ce? Pentru că uh, fotbalul este una dintre cele mai vizibile părți ale societății la nivel mondial, este cel mai urmărit fenomen. Dacă ești, o, Nu poți să fii o superputere globală fără să fii o superputere în fotbal. Nu poți să ai o singură calificare la un turneu final cu Marechina uh, și să zici, mamă, eu sunt o superputere Uh, influența, soft power-ul pe care îl ai uh, în momentul în care te uiți ai idoli din uh, uh, diferite țări Pe piață, n-ai niciun idol din fotbalul chinez. Cred că nu știm niciun jucător care să fie realmente foarte valoros da. într-un campionat uh, de, top. Da. de top. Iar astea sunt principalele motive, după aceea ai și motive economice. Este un business uriaș, este un business în creștere, are ramuri peste ramuri, peste ramuri, peste ramuri, unde... Uh, uh, se face, se adaugă plus valoare foarte mare, cu investiție relativ mică, uh, și ar trebui să joace acolo. Ar trebui să fie acolo, Cine? ar trebui să iau o bucată China, dacă vrea să fie. Oare merge programul Chine. Nu îi merge. <laughs> uh -huh. Facem o emisiile speciale, dacă uh -huh. e greu când sistematizezi și când faci așa un plan de partid să-ți uh, Dar uh, revenind un pic, uh, noi calificându-ne, suntem în această elită, suntem sus, suntem între marile puteri ale Uh, lumii. Uh, nu este ușor, adică uh, nu este ușor uh, să ajungi aici, pentru că dacă ne uităm tot iarăși la date un pic, uh, top 500 jucători de fotbal din lume, conform TransferMarkt, deci valoarea de piață a jucătorilor, uh, în top 500 intră jucători cu o valoare de peste 20 de milioane de euro. Deci trebuie să ai o valoare de piață de peste 20 de milioane de euro ca să intri în top 500 jucători. Și noi avem vreunul? Niciunul. Niciun jucător nu, în top 500. Nu. nu. Probabil că nu avem nici în top 1000, dar n-am reușit să am acces la date. Uh, și... Pentru că pe evaluarea lor, drăgușin este cel mai sus, este la 10 milioane de euro. Probabil că valoarea reală este mult mai mare și o să vedem curând o valoare. Deci o să-l avem pe drăgușin intrând în top 500. Top 100 ca idee începe de la 45 de milioane de euro valoarea de piață. Uh, Dacă -ar, ar fi să facem un paralel cu tenisul, da. Noi, în fotbal, nu avem niciun jucător în top 500. Nu avem niciun top 1000, dar, bun, pe ce ne bazăm știm sigur că nu avem niciun în top 500. Și totuși, reușim să fim printre cei mai buni. Adică, Marius Copil, cu clasarea <laughs> sa în tenis, exact, este... e pe un loc important da, de... față de nu știu, cel mai bun tricolor. Exact. Și dacă ne uităm, nu Stanciu, care are 30 de ani, valoarea lui da. este la 5 milioane, conform TransMark. Asta este. Cu echipa asta am reușit să ne calificăm și am reușit să fim o echipă. Adică am reușit să scoatem maxim dintre noi. E foarte important să fim buni la fotbal pentru pentru că dacă ne uităm câți practicanți avem în România, sunt 300 și ceva de mii oficiali care joacă în diferite competiții. Deci avem foarte multe sute de mii de practicanți de fotbal. nu e ușor ca cei mai buni dintre noi să fie slabi. Adică când, da, când da, te apuci da. de fotbal, joci fotbal și tot Și nu reușești să, zicem, să ai o carieră Dar zic bă, dar în generația mea era Gabi Balint Era Pițurcă, era Lăcătuș Normal că n-am avut loc Dar am intersectat cu ei, am jucat cu ei Am fost acolo, n-am reușit eu dar, dar să ai niște jucuri, să joci fotbal Să treci prin Academia Și să nu reușești Și cei mai buni dintre noi să fie foarte slabi e destul de demoralizant Da, mă uitam Ai făcut și un top și o analiză Privind locul jucătorilor noștri sau al țării noastre, în primele 5 ligi din da, lume. M-am uitat la ce informații există, că sunt uh, publice și uh, pe Sports Reference, este o analiză: top 5 ligi din lume, este Anglia, Spania, Franța, Germania, Italia. Uh, fiecare națiune câți jucători are și... Noi suntem pe locul 41 în lume. <hă> în fața noastră e Guinea, este Albania, este Mali. Care dau mult mai mulți jucători în primele cinci ligi de fotbal ale lumii. Dacă mai da. ții minte emisiunea cu Occidentul, noi fiind Occidentul și aceste da. țări, Guinea, Albania și Mali. Păi da, dar noi suntem Occidentul și suntem parte dintr-un turneu final al Campionatului European. Este fabulos. Dacă acum hai să ne gândim un pic la cum arată lumea și ce transformări se întâmplă într-un scenariu deloc imposibil, ne putem trezi cu o altă cortină de fier și să avem un campionat cu Rusia, Belarus, China și nu, alte națiuni. Unde nu. ne dorim să fim? Unde ne dorim să fim? Adică unde vrei să joci? Vrei să joci cu lumea occidentală care e, care drepturile omului contează sau vrei să te duci în partea cealaltă? Nu, dar n-am spus un în sensul ăsta. E, doar... Eu o spun și în sensul ăsta, da. pentru că... Nu mă uitam este... doar așa, la, la nivel de dezvoltare, ceea ce înseamnă că această calificare este cu atât mai meritorie cu cât suntem fix în punctul acesta. Da, da. Dar uite, hai să-ți uh, uh, mai zic niște lucruri. Unu, uh, în 2015 am câștigat medalie de bronz cu handbalul feminin la campionatul mondial și am venit foarte fericit cu medalia la gât, m-am întâlnit cu diversi prieteni și la un am avut o discuție cu un macedonean, era director marketing în București la momentul respectiv, la o companie mare și îmi zice, poți, bravo, felicitări, nu m-ați surprins cu nimic. România poate oricând să facă o performanță în sport, dar mă veți surprinde dacă veți veni cu următoarea medalie la următoarea competiție. Adică legată. Adică legată. Da. Și aici și cred că și Angel Iordănescu i-a transmis lui Edi, băi, hai să vedem două calificări consecutive. Deci mai avem de muncit, mai avem până să fim, dar trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem. Dar ideea este că noi istoric n-am avut continuitate. Adică a fost greu să ai lucruri legate. Și un ultim punct, îți dau așa o temă de gândire și am realizat în dimineața aceasta, că dacă săptămâna trecută se închidea complet fotbalul românesc, deci dacă venea așa o forță supranaturală și închidea tot fotbalul românesc și rădea fotbal, nu mai era fotbal românesc, păi le-ar fi luat mult timp oamenilor din afara României să se prindă că nu mai există fotbal românesc. Adică nu ești în cupele europene, nu ai fotbaliști în top 500, Uh, nu mai antrenori de top, uh, ok, Mircea Lucescu a da. fost până de curând la Dinamo și Belenii, dar totuși nu l-a top, top, top uh, la frunte. Uh, și dintr-o dată se închidea uh, fotbalul românesc. Băi, putem să ne imaginăm cât le-ar fi luat, mă, dar unde s ăștia, ce se întâmplă? Tot? E, acum, dacă se închide, o să se prindă lumea. Bă, da, unde sunt? Că trebuie să vină la tragerea asta, trebuie să vină la campionatul european, nu s-a prezentat România ceva. Hei, alo, România, <laughs> veniți sau nu veniți? Dar în urmă cu două săptămâni, băi, nu Și fără, mă, fără, fără, calificare asta, deci fără calificarea asta nu s-ar fi prins lumea, că pă, a dispărut România. Atenție, nu mai suntem în cupe europene. <laughs> nu mai da. suntem. Deci Ce, ce este... interesant. Ne-a repus pe hartă. Ne-a repus pe de hartă. De fapt, exact. asta e una dintre exact. concluzii. Exact. Îți mulțumesc acum, Loran Balint. săptămâna viitoare o să facem o analiză despre comportamentul nostru ca țară, ca societate. Cine suntem noi și ce profil de oameni sau de țară ne-am ales să fim, o să vedeți că e foarte interesant. Deci și la, o să fim și la două zile după uh, 1 decembrie. Aoleu, da, cu atât mai grav. Uh, <laughs> ne auzim într-o săptămână. Hai vede. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.